În data de 14 octombrie, la ora 11, un incident care a presupus și urmărirea unei mașini condusă de un individ fără permis a avut loc în localitatea Arbore. Echipajul de poliție din cadrul poliției orașului Solca, aflat în timpul serviciului de patrulare, a încercat să oprească o autoutilitară pe strada Stelian Gruia, în apropierea căminului cultural din comună. Conducătorul autovehiculului a ignorat semnalul regulamentar de oprire și și-a continuat deplasarea, îndreptându-se spre strada Tolocii și ulterior pe strada Dealul Sapului. În acel moment, polițiștii au pornit în urmărirea autoutilitarei, Utilizând semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, vehiculul urmărit a părăsit drumul public și a intrat pe un drum agricol, dar după aproximativ 2 km, conducătorul auto a pierdut controlul și a ajuns într-un șanț. După accident, șoferul a abandonat autoutilitarea și a fugit prin vegetație, încercând să se ascundă într-o anexă a unui imobil situat pe strada Tolocii. Polițiștii l-au identificat și l-au imobilizat. Conducătorul auto a fost legitimat și identificat ca fiind un bărbat de 34 de ani domiciliat în comuna Grănicești, satul Gura Solcii. În urma verificărilor efectuate în baza de date a poliției române, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În timpul audierilor, bărbatul a recunoscut că a condus autoutilitarea pe străzile menționate fără a avea dreptul legal de a conduce. Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat autorităților competente, fiind escortat și încarcerat în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani.